Capriciile anotimpului rece combinate cu neglijența conducătorilor auto pot cauza evenimente rutiere grave. Este nevoie pentru siguranța noastră, dar și a celor din jur, indiferent dacă suntem conducători auto sau pietoni, să acordăm mai multă atenție comportamentului nostru ca participanți la traficul rutier. Inspectoratul de Poliție Județean Mureș recomandă conducătorilor auto, înainte de a conduce un autoturism în această perioadă, să aibă în vedere următoarele aspecte. Perioada diurnă este mult mai scurtă și oboseala se instalează mai repede. Pe timp de iarnă, capacitatea de conducere este mult diminuată. Ceața, precipitațiile, albul zăpezii obosesc ochii. Câmpul percepției este restrâns, iar distanțele pot fi apreciate eronat. Distingerea formelor, observarea marcajelor, indicatoarelor și semnelor de circulație se face cu dificultate. Informați-vă despre starea vremii de pe traseul care urmează să-l parcurgeți. Verificați și asigurați-vă de starea tehnică corespunzătoare a autovehicolului. Sistemul de frânare și de direcție, instalațiile de climatizare și de dezaburire, anvelope specifice sezonului rece, lopata, un cablu sau bară de remorcare pot fi utile într-o situație neprevăzută, îmbrăcămintea călduroasă, un minimum de alimente și băuturi, evident, non-alcoolice. De asemenea, pe parcursul deplasării cu autoturismul, este foarte important să se țină cont de următoarele. Reduceți viteza în apropierea derderușurilor și patinoarelor improvizate, oricând vă poate apărea în față un copil cu o săniuță scăpată de sub control. Distanța față de autovehiculele care circulă în față trebuie să fie mai mare pe drum alunecos, iar viteza de deplasare mai redusă, atât pentru a se evita coliziunile, cât și pentru a nu fi obligați să frânați brusc, fapt care duce la derapare. Pe vreme de ploaie, lapoviță sau ninsoare, când vă întâlniți cu alte autovehicule, acționați din timp ștergătoarele de parbriz. Câteva momente de circulație fără vizibilitate pot fi fatale. În perioadele cu ploi, viscol, ninsori, temperaturi scăzute, fiți mai atenți la pietoni. Aceștia sunt mai puțin prudenți, circulă zgribuliți, se ascund sub umbrele, privesc mai puțin în jur, astfel că nu se prea asigură la traversare. Nu acționați brusc mecanismele de direcție și de frânare la autovehicul. În condiții de zăpadă și de polei, renunțați pe cât posibil la pedala de frână. Folosiți cu precădere frâna de motor. Pe porțiunile acoperite cu polei sau gheață este contraindicată executarea operației de virare concomitent cu frânarea. Măriți pe cât posibil timpii de odihnă și timpul de recuperare între două curse. În ceea ce privește pietonii, de asemenea, adoptarea de către aceștia unui comportament preventiv le conferă un plus de siguranță. Astfel, acestora li se recomandă să traverseze strada doar prin locurile permise, să se asigure înainte de a se angaja în traversare. Nu uitați, pietonul se oprește mai ușor decât autovehiculul în condiții dificile de drum.